transacțională specializată în excrocherii informatice a fost anihilată de polițiștii de la crima organizată și procurorii antimafia. Oamenii legii au dat de membrii rețelei după ce au descins la 7 adrese în județele Arad și Hunedoara. Autoritățile au aflat și modul de operare al grupării. Răufăcătorii au acționat între anii 2013 și 2015. Atunci postau pe internet anunțuri false de angajare în străinătate. Pentru a-i ademeni și mai mult pe cei interesați, era specificat și salariul generos pe care îl puteau primi, 1350 și 1470 de lire net. Cei păcăliți erau racolați de infractori și lăsați fără bani. Polițiștii au ridicat după percheziții 3 laptopuri, 16 telefoane mobile și 3 dispozitive de stocare a datelor. 9 persoane au fost conduse deja la sediul DIICOT pentru audieri.